Salutare! Suntem sâmbătă, nu știu ce e azi. 11 mai scrie. Cred că da, 11. Și o zi bună de cules. A fost cald, a fost plăcut. Mai bine muncesc. Care mai muncitor, care mai puturos. Se strânge ușor, ușor, ca după cat. Momentan am ajuns la 4. Mai sunt și cu 3. Depinde fiecare de disponibilitatea lui la efort, să zic. Contează mai puțin. La sfârșitul sezonului se trage linie. Deja, cum vedeți, unul n-are cat acolo, pe mijloc. Ăla e candidat la retrogradare, să zic așa. Și retrogradare e desfințare. Da, o vedea, are timp până în iulie, poate să revanșeze. Eu calculez la final. Se mișcă treaba. Mulțumim la Doamne, că a fost chiar mai bine decât mă așteptam până acum, având în vedere că a fost un început mai greu așa, dar ce zic, până acum mult mai bine decât anul trecut în aceeași perioadă. Mult mai bine. Ar trecut pe timpul ăsta, abia trecuseră, nu, nici nu trecuseră, eram în frig, în frigornița aia, fiecare noapte, nu știu, făceam foc. Știu, sigur, făceam foc în perioada asta, am trecut. Acum se lucrează cu drag și spor. Să vedem că sau că am terminat ramele, am mai comandat niște rame. Au început problemele la care îmi plac mie. N-am rame, n-am caturi, n-am ce. Alea-s problemele frumoase. Da. Și da, să vedem. Cred că la dacă ține așa și săptămâna asta, mai pun unul și de la 4 încep să-l de la 4 încep să-l dau un să-l descompun, să zic așa, să iau mierea. De obicei, da, oricum are nevoie de spațiu. Momentan nu schițează niciunul, nimic, i-am controlat azi. Nu schițează niciunul, nicio răire. Dar care a schițat, vom vedea. Vom vedea, ce să zic. Se zboară. Constant. Important e constanța. A fost și vreo două nopți, o zi, parcă, o zi și o noapte. Cu ploi puternice, deci e clară treaba. Dar ne ploi încă vreo 3 săptămâni suntem asigurați acum. Și unde, eu știu, unde, când plouă, gata. La apicultură și când dă ploaie, gata, vine curs. Da. E nevoie de apă. Și să vedem cum o să facem. Cred că la sfârșitul mai fac, dacă merge așa cules, n-are rost să mai facă tu roi așa unde mai e necesar. Am luat din ăla, în fine. Am mai luat, e mai dat niște foițe la crescut. Că deja nu e chiar ușor de gestionat. Bine, dacă aveam eu infrastructura necesară să-i bag fruct, să am fruct 4-5 caturi, atunci era altă treabă. Dar cine știe, în viitor să facem și astfel de lucruri interesante. Care 1, 3, 4 și următorul are 1, nu mă deranjează cu nimic. Ce legătură are? Adică nu sunt limitat de spațiu, să zic că, domne, dacă ăla e bun, dacă e bun, să fie bun, să aducă. Că de-aia și măsa în stâlpina a fost, că doar eu fac măci din
cele mai puternice familii niciodată nu fac din slăbani. De exemplu, nu ăla acolo cu mie fără care n-aș face niciodată rodină. Ăla până nu... Bine, putea să-i pun și lui ca ce-i drept acum. Da, i-am pus două foițe și ai să... Să le faci și pastea. Ca să... Na, frumos tare. La Amorfa. Pac, 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 pac. Amorfa de salcâmul pitic sau salcâmul sălbatic, dacă știți. Dar arată ca salcâm, doar că e mai mic. Bine, cred că tot salcâmie, mă gândesc. Cred că tot din... Mirea... nu prea se aseamnă. Adică se aseamnă că nu... cristalizează așa de rapid. Dar ca și culoare mai roșiat. Și ramele care le fac acum din cauza că aduce polen de ăsta cărămiziu sunt mai roșiatici. Ce am vrut să întreb până săptămâna asta aducea polen roșu. Nu știu dacă e cineva pe lângă Dunăre și știi de la ce plantă e care dă polen roșu. Da, mult. Da, deci chiar nu știu de la ce putea să fie ăla polen roșu. Am venit să mai topesc niște ceară. După aia o să vină perioada roilor. Am pățit și vreo două neplăceri, dar în fel. Două măci au trecut prin gratia Hahnemann. Chiar erau foarte subțiri, habana, nu pot să dau seama cum poate să treacă prin gratia Hahnemann. Și s-au dus și mi-au luat în cat 3-4 rame, nu mai stiau că nu mai au loc. Nu e un lucru rău, o să fac roi direct cu cat. I-am scos gratia, i-am pus-o deasupra. Bine, asta înseamnă că nu o să treacă, dar mai greu să treacă deasupra. În al doilea cat. Și o să fac roi cu catul ăla. Pac, pac, pac. Momentan mai durează, oricum nu mai vreau să mai fac la începutul, la sfârșitul aprilie, la și începutul mai, roi. Că am făcut anul trecut și e perioada în care vin prigorile astea. Și când se întorc ele din țările calde de unde vin ele, au burta goală. Și e jale. Mai ales la salcâm, că am mai salcâm prin curte, prin astea, nu mai se duceau spre Dunăre în partea aia la culese. Că ele pe acolo stau, pe malul la Dunăre. Și se pun pe direcția de zbor. Veneau direct aici, le pândeau prin stupină. Le căutau, le fluierau. Hai, fetelor, să ne jucăm! mai mănâncă și el. Ce-ți facem acum? Da, e populație multă. Mai grănim și păs. Am văzut că... Pot să zic că un început de an chiar mult mai bun decât... aș fi crezut eu. Bine, am avut mereu... să zic așa... Sunt o persoană optimistă și am avut mereu speranță, adică nu s-a întâmplat vreodată să... Eu nu pot să fiu pesimist, că nu merge, nu se face, nu se trece, e prea frig, e prea cald, nu o să secrete, o să secrete. Fac ce depinde de mine și la sfârșitul culesului trece mine, nu? Nu poți să te pronunți înainte de vreme. Alea speculații. Pentru că... Până acum a fost foarte bine, adică, din punctul meu de vedere. N-am ce să mă plâng. Sunt stupid ca plin de puieți. Am ajuns cam la max. Și trebuie să vedem să iau niște decizii.
Că pe la obra mea, Fulda, Fulda, cred că v-ați uitat ce înseamnă. Eu că m-am auzit de asta că dacă te uiți la o ramă 3x4 la rămuțe, ele zic rămuțe, 3x4, 1x2 de asta, ce vor să zic eu, că sunt rămuțe, nu e... Da, 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 da. Aia și spune 1x1. Și dacă te uiți la o ramă de-aia când ajunge pe la 8 rame, deja înseamnă 3 caturi, trebuie să ai 3 spre 4 caturi. E, se strânge popor mare și dacă nu ai caturi, n-ai rame, să le dai, trebuie să mai scoți din ele, să bătaie de cap și cu acolo. Că dacă nu, răsc. Na, știți că eu folosesc orice fel de mat, că nu prea pasă că e de salvare, de schimb, de roire. Nu am văzut, din punctul meu de vedere, să se comporte diferit. Mă refer la număr de rame, da? La 8 rame ajung toate. Aia ține bine, unele ajung singure, unele ajutate, dar ca idee, la 8 rame de puiet ajung toate, nu e rău. Zic așa, diferență din punctul ăsta de vedere. Dar na, diferența o face altceva pentru o matcă, să vezi dacă este bună sau nu. Mi-e toate măcile, mi se par ok, adică fac o, în rest n-am văzut vreo matcă să facă, nu știu, să ducă la cules sau să facă trântor care se duc la cules. Ea face ouă, domnule, face ouă și cam atât. Și își organizează cuibul să nu fie blocat, în fin, și face treaba. Diferența între o matcă bună și o matcă normală, da? Din punctul meu de vedere și ce am lucrat, adică n-am văzut, v-am zis, diferențe. N-am văzut. Este că o matcă bună ajunge în 9 rame full. Dar cum sunt 9 rame full? Sunt 8 rame pe centru și a noua, așa zice, ramă după lateral, jumătate sau doar o față, ori de obicei jumătate cu puiet. Și cu boci, adică are mereu boci, doar că le roade. Bine, să-ți dai seama, e greu să-ți dai seama dacă matca e bună sau nu, ar trebui să urmărești. Eu am urmărit că am vrut să fac roi din măștile astea, ce le consider eu bune, adică când ajungi la 9 rame full, la stop de ăsta de 10 și nu vrei să roiești pur și simplu, aia înseamnă că ajungi, te duci lejer în 35-40 de rame de dată. Dar din punctul meu de vedere este, să zic așa, o șansă sau o probabilitate foarte mică să iasă așa ceva. Și din cauza asta nu prea merită, adică cu măci. Na. Că la 8 rame le faci pe toate, nu e așa, wow. Hai, matca depune ou. Dacă se umple stupul, nu este din cauza măcii acest lucru, umplerea de stupi. Contează și progeniturile. Combinarea genetică între matcă și trântor. Contează longevitatea albinei, contează alte lucruri. Da. Și asta, nu cred eu că se poate vedea. Adică vezi tu că pui multe caturi sau nu pui, pui un cat sau a una e să pui unul, a alta e să pui 4-5 caturi. Când ajungi la 4-5 caturi, acolo e altceva. Bine. Cine arată ca acum, Ana, vedem, mai investim, mai băgăm mâna în buzunar și
faci mâna în buzunar, dai un ban, dar nu-l mai. Am așa. E. Să lasă, scoate și ieri acum. Altceva era să bagi. Bine, nu mai era necesar să mai cumperi rame de astea de cadar, altceva e să faci investiții fără să nu vină nimic, și altceva faci investiții cu miere, da? Ai miere, n-ai ce să dai. Trebuie să mă duc să fac analize, dar să o scot întâi. Abia aștept să testez și eu că mea centrifuga nouă. Piesă centrifugă. Piesă. Abia aștept. Să-i dau o probă, cred că în 2 săptămâni. Deja am văzut că era cam ce trebuie. Și în 2 săptămâni încep extracția. Cât o rând, poc, înapoi. Eu am izgonitorul ăla care s-a uitat. Adică mi-e destul de ușor. Mai facem și scoate miricica. Că de-aia lucrăm, nu? Acum că alții zic că sunt de părere că mierea valorează 3 lei, problema lor. Va mai să cu procesatorii ăștia și ce oferă ei. Atâta timp cât cineva nu mi-o oferă 50% din prețul de la raft, din punctul meu de vedere, se ducă tare. Dar mă, că alții sunt nevoiți să vând, fiecare cum își așterne, așa doarme. Dar nu există să vând vreodată eu miere și să n-am 50% din prețul de la raft. Ca mic producător român, măre. Nu există, e ceva care nu aș face niciodată. Și nici nu o să fac, nu că nu aș face niciodată, nu o să fac. Și dacă produc eu prea multă miere, Doamne ajută, Doamne ajută, aoleu. A, vreau să intru în probleme de asta. Vreau să ajung să am probleme. Am 14.000 de tone, ce fac cu ea? Doamne ajută. Vedeți voi ce o să fac eu cu ea. Dar pe 3 lei cu siguranță nu o să vând eu niciodată miere. Că nu mă interesează lucrul ăsta. Nu fac lucruri care nu mă interesează, nu? Poc. Momentan, vorba lui tata. Fiule, să nu uiți niciodată că ești din neam de iobac întâlnă. Deci iobac, dar nu sclav. E o diferență. Ești de care... E, probabil că mai durează. O să mai fie, nu știu, Eldorado ăsta vreo... Eldorado sau bătaie de joc, habar n-am, nu știu. Câțiva ani pe care o să dispare. Ușor. Bine, întotdeauna o să încerce unul să profite de tine, să zic. Depinde de tine cum te organizezi. De cum îți dai miere, indiferent cât faci. Ce să fac? 10.000 de tone. 10.000 de tone. Nu există. Nu există donații. Ce Dumnezeu? Mierea are preț. Cum, Ana? Abia aștept să-i fac și niște analize. Să vedem ce... O să arăt și pentru... Să zic așa... Consumatori. Cum trebuie testată o miere. Deci o miere nu se testează cu, nu știu, cu consistența, cu unul. Nu, tată, o duci la analiză dacă n-are miere, dacă n-are polen din România, de la anumite flori. De exemplu, da, cumperi miere de salcâm. Tu și faci test. Cauți de preferat un apicultor, unul care pare cât de cât de crede, care cu încrederea asta e chiar așa. Te duci frumos, faci o analiză la miere, arăt-o cum se face. Și mierea trebuie să aibă, de exemplu, miere de salcâm trebuie să aibă polen.
Dacă n-are, mă rog, bun. Și pe lângă polen de sarcâm trebuie să aibă polen și de la alte flori din zona respectivă. Și așa mai departe. Că altfel sunt bălării. De bălării e sătulă toată lumea. Doamnește, mulțumim, Doamne. Facem mericică. Mă o să topez niște ceară. Bă, că treaba merge. Și săptămâna viitoare e bine. O zi se anunță cu ploi. E bună și foarte bună și ploaia. Să crească copaci. Să facem treaba aici. Da. E bine. E bine, bine. Da. Când o să o... Da, uite, când vezi așa, poc, poc, ăsta, poc, 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 bineînțeles, cine știe de unde vine? Pe curul lor. Se zbat și el. Sper că vă merge bine și, de ce nu, vă bucurați dacă vă merge pentru reușită. Am auzit eu unii, Doamne, nu spune că faci mire, nu spune. O să scadă prețul, o să scadă... Nici nu s-a făcut mirea și era deja afișat prețul, așa că... Da, nu știu ce să zic. Prețul, din punctul meu de vedere, este făcut de cel care produce. Dacă nu există, să zic așa, o colaborare bună între comercianți sau cel care cumpără și cel care produce, deja gata, s-a rupt lanțul iubirii. Da, mai profite și ei de oameni care n-au încotro, dar ușor, ușor dispar și ei pentru că sau migrează spre alte ocupații. Și o să ajungă la cei ca mine. Și cu cei ca mine, nu știu ce afaceri super profitabile o să fac ei. Sau se duc în China, în Ucraina, unde vor ei pe acolo. În Rusia, de ce nu se mută în Rusia? De. Aștia sunt vulturi mari, să înțelegi. Dar e capul cu ei. Ce vrei? Face și omul. Să încearcă să facă măciuca mare, cum se zice, pe seama altora, dar nu e el, e de vină, știi cum e. Cum e vorba aia? Prost nu e cel care cere, e cel care dă. Cam așa e. Bine. Spor. Pa.